Bun, nu avem încărcătura necesară de animale. Scăderea demografică, resursa umană de la munte, foarte greu de găsit. Dacă nu exploatăm munții și dacă nu avem pastoralul, putem găsi variante alternative, de exemplu cositul acesta mecanic sau inovativ, să reușim să valorificăm. Vreau să vă spun că cositul, care este prevăzut în lege că cel care cosește și demonstrează că a produs acest fân și îl vinde cuiva cu acte, cu facturi și mai departe, primește subvenția. Marea majoritate a terenurilor din munte este nemecanizabil. Nu-i mecanizabil, pentru că e plin de mușuroaie, plin de arbuși și așa mai departe, denivelat. Deci nu putem să spunem că prin cosire noi facem acolo fân. Plus că sunt suprafețe în care este imposibil să faci fân. N-au făcut-o românii de secole, nu o să facă cei care acum beneficiază de subvenții. De aceea este un lucru cu totul și cu totul deosebit întreținerea acestor pagini. Și chiar dacă se cosește, ele ar trebui, în primul rând, mulcerite, prilucrarea cu mulcerul, curățite, nivelate, ca să poată fi după aceea lucrat mecanizat. Dacă nu găsim oameni care să stea după animale și cu animalele în munte, poate mai greu o să găsim fosași care să facă această operațiune pe terenuri mai denivelate. Deci lucrurile sunt extrem de greu și lumea a părăsit muntele, iar unul care a plecat de acolo nu se mai întoarce niciodată. De aceea, așa cum s-a întâmplat de pildă în depresiunea Făcărașului, altă zonă montană, submontană putem zice, pe măsură ce oamenii care au întreținut și au crescut bivol în familie lor, pe aceeași măsură au dispărut și bivolii din peisajul pajiștilor montane, din peisajul pastoral. Nu mai găsești bivol. Dacă în urmă cu 50 de ani erau negre pășunile din submunții Făgărașului de bivol, acum nici să faci o fotografie nu mai găsești un bivol pe pajiște. Deci, bun, acum, pentru că timpul, domnul doctor, timpul ne presează și din păcate ne îndreptăm spre finalul discuției. Aș vrea așa ca o concluzie. Din experiența dumneavoastră, repet, peste 60 de ani dedicați acestui cult al muntelui, valoarea ierbii, a florei montane de înaltă valoare. Care este viziunea dumneavoastră? Ce se va întâmpla în viitorul apropiat din punct de vedere al acestor problematici pe care dumneavoastră le-ați exemplificat, pe care le-ați descris? Dacă nu vom interveni, ce se va întâmpla? Dacă nu vom interveni, vreau să vă mai spun ceva, că am participat la numeroase congrese europene a pajiștilor în care străinii care ne-au vizitat țara au fost extrem de impresionați de fitodiversitatea, de biodiversitatea pajiștilor noastre, pentru că ele n-au primit îngrășăminte chimice în mod deosebit la nivelul european. Dumneavoastră știți că în Europa decenii la rând s-au dat între 100, 150, 200 de kilograme de azot, substanță activă, an de an, pe pajiști, pentru că ca să producă mai mult lapte, carne și mai departe, în detrimentul biodiversității. Noi nu am fertilizat aceste pajiști la nivelul Europei și vin aici și se minunează câtă bogăție avem noi floristică. Ei, această bogăție floristică va dispare dacă noi nu cosim fânețele la timp, dacă noi nu pășunăm cu încărcare optimă aceste pajiști, dacă nu le întreținem ca să nu se împădurească și dacă nu mutăm târlele. Deci un lucru extrem de simplu, târlirea, folosirea îngrășămintelor organice prin târlire nu se execută în Carpații României. Deci sunt multe, multe de făcut. Europa privește spre noi ca rezervorul de resurse genetice pentru plantele furajere de pe pajiști.
și noi nu le întreținem corespunzător. Sigur că sunt multe lucruri de făcut, enorm de multe, și timpul pe care dumneavoastră mi l-ați acordat este foarte scurt și probabil că în emisiuni viitoare o să putem lua secvențial anumite aspecte și să le dezbatem mai pe larg. Pentru că acum am vorbit așa, este mai mult o punere de probleme, de semnal de alarmă, că nu suntem nici pe departe într-o normalitate cu această bogăție uriașă. Vreau să vă spun că ne-am făcut noi, cei din cercetare, ne-au uimit ce se poate face pe pagină. Pe o pagină de Nardu Stricta, degradată din platoul Bucegilor, la 1800 de metri altitudine, după refacere radicală, pentru că era părul porcului, cea mai degradată posibilă, în 25 de ani, media de lapte de vacă obținută este de peste 4.000 de litri. Dar, bineînțeles, la o încărcare de aproape 4 vaci la hectar, îmbunătățită. Deci, este, nu ne vine nouă nu ne-a venit a crede ce valoare extraordinară. Și aceste vaci, pe o perioadă de 90 de zile, 85 până la 90 de zile, acum cu încălzirea asta globală, se pasă cu o perioadă mai lungă de timp, nu venea să cred cum de pot să dea în medie 12-13 litri de lapte pe vacă, 90 de zile, așa, și peste 4.000 de litri la hectar. Este un lot demonstrativ excepțional, sunt 30 de hectare care sunt în acest sistem, din cele 3.000 de hectare din platoul Bucegilor. Vă invit să le vedeți la vară și să vă minunați. Dar din nefericire, până acum, niciun deținător de pajiște nu a venit la noi la institut să ne spună: domnule, vreau și eu pe 10 hectare, pe 5 hectare care le dețin în platoul Bucegilor să fac cum aveți dumneavoastră realizat în cei 25 de ani. Să știți, vă vorbesc cu cifre, cu date. Au venit de la Institutul de Cercetări pentru Biologie și Nutriție Animală și ei au măsurat laptele, nu noi, ca să facă cineva. Dar avem o șansă, domnul doctor, și aici, apropo de ceea ce spuneți, de această oportunitate, da. S-au înființat în România foarte multe asociații de creșterea vacilor de carne. Au crescut foarte mult acest bovina de carne pe pajiștele montane permanente. Și avem exemple de la Aberdeen Angus, de la Charoleză, de la foarte multe rase de carne care astăzi sunt într-o căutare permanentă a acestor valori numismatice, așa cum pot chiar să le citez, să le declar, față de potențialul pe care îl au în producția de ierburi de înaltă calitate, de înaltă valoare nutritivă. Este o șansă, deci, pentru aceste asociații să se orienteze și pentru aceste pajiști, pentru aceste pajiști montane permanente. Eu vreau să vă spun doar două vorbe. Taurinele, bovinele de fapt, au ajuns până la 2200 de metri altitudine să pască în Bucești, cel puțin. Ele erau rare înainte vreme. Deci bovina, dar trebuie să reziste la condițiile dure care sunt în zona montană. Oaia de lapte se pare că nu mai este rentabilă dacă lâna este, știm cu toții care este. Da, nu este căutată și nu are o valoare. Nu este rentabilă decât mielul și mulțul. Ori nu se mai găsesc oameni să mulgă oile. Ciobanii, e o mare problemă în România astăzi, lipsa ciobanilor. Deși acum există o meserie recunoscută ca el, cioban montan. Deci se poate să aibă, cum s-ar zice, există. Dar taurinele de carne ar putea valorifica să urce în munte, dar le trebuie în primul și în primul rând să pășuneze rațional, să fie cu gardul, să aibă alimentări cu apă, cei care le îngrijesc, să aibă condiții de trai, cât de sigur, cât și adăpost pentru animale și oricine acolo, așa.
drumurile de acces și ar fi o soluție dacă am dezvoltat creșterea taurilor de carne în zona montană, să valorifice această bogăție imensă care o pierdem an de an. Și iar revin cu ce am început, energia solară este gratuită. Iarba se crește de la sine, mai trebuie să venim să o valorificăm și cu minim de mijloace de întreținere să o valorificăm și să ajungem. Toate țările cu zootehnie dezvoltată își valorifică la maxim în primul rând pajiștele, după aceea revin și fac plante furajere în terenurile arabe. Nu invers. Domnul doctor, în încheiere, pentru că ne apropiem de finalul discuției, a dezbaterii, acum, sunteți un reputat cercetător. Toată lumea știe cât de importantă este cercetarea în România. Din punctul dumneavoastră de vedere, aș dori să vă întreb dacă ar fi să cereți statului român, în afară de bani. Eu mereu pun această întrebare la discuțiile noastre. Ce ați cere statului român din punct de vedere al creșterii importanței cercetării din punct de vedere al satisfacerii nevoilor beneficiarilor? Cercetarea românească în sprijinul și în folosul fermierilor montani, acelor care încă mai avem bruma aceea de fermieri montani. Ce ați cere statului român pentru a încuraja și a dezvolta proiecte noi de cercetare din punct de vedere al importanței pentru pajiștele permanente montane? Vreau să vă spun că nu mai bine decât anul trecut, institutul nostru a lansat 6 proiecte pentru zona montană, în mod deosebit pentru zona montană, și onor Ministerul Agriculturii nu ne-a acceptat niciun. Este durereu să vă spun că în anul acesta Institutul de Pajiști nu are niciun proiect sectorial pe care să-l urmărească datorită unor vicii de formă, nu de fond, unor piedici care ne-au fost puse la nivel de minister. Și oamenii care ne-au verificat aceste proiecte, dați-mi voie să vă spun că au fost extraordinar de bine făcute aceste proiecte. Dar, nu știu, lipsa fondurilor, asta ar fi una la mână. Ar trebui să existe un program național de cercetare specific pentru pajiștile montane, pentru că noi avem deja tehnologii elaborate de-a lungul anilor. Vreau să spun că stațiunea, cercetările pe pajiștile montane în mod organizat au început încă din 1969, odată cu înființarea stațiunii centrale de termodicultură a pajiștelor. Deci lucrăm în zona montană, avem tehnologii de îmbunătățire a lor, atât cu miroade de suprafață, cât și cu miroade radicale, avem soiuri pentru zona montană, avem tehnologii de utilizare, de folosire prin pășunat cu taurinele, cu vacile de lapte în mod deosebit. Toate le avem. Ne trebuie bani pentru a le face și loturi demonstrative, a le extinde în toți Carpații României. Există aceste oficii de dezvoltare montană, conform legii muntelor care a apărut. Ele ar trebui să vină la Institutul de Pajiști și fiecare oficiu să facă un lot demonstrativ de îmbunătățire a pajiștilor. Noi le dăm absolut toate ideile, toate soluțiile și avem și mașini, inclusiv mașini de curățit pajiști, mașini de supra-însămânțat, mașini de semănat în condiții de munte, în condiții mai deosebite, mașini care nu sunt la această dată în fabricație de serie. Deci aici am putea fi noi ajutați să devenim mai utili. Oriunde suntem chemați, noi răspundem prezent. Inclusiv ghidul de întocmire a amenajamentelor pastorale e făcut de institutul nostru,
ne mândrim că datele noastre și ideile noastre au pătruns în toată țara, pentru că aceste amendamente se întocmesc la nivel de țară, și orice nesolicitați răspunde în prezent cu puținii oameni pe care îi avem. Vreau să vă mai sunt atrași ceva. Astăzi tinerii în cercetare? Vreau să vă mai spun ceva. Salariul minim pe economie pe care îl primește un cercetător când intră la noi este jalnic. Nu vin decât oameni care au fie o familie undeva în apropiere de Brașov, să fie întreținut de părinți sau de nevastă, nu pe banii care primește un cercetător în primii ani, deci în primii la angajare, asistent cercetare, nu poate să-și plătească eventual chiria unde stă și drumul să-l plătească până la unitate. În restul, de unde mănâncă, de unde se îmbracă, de unde este jalnic. Dacă nu se dau salarii corespunzătoare, nu vor veni cercetători. Vorbesc că înainte vreme era o luptă teribilă ca să ajungi în cercetare, era o concurență. Numai șefii de promoție reușeau. Acum toți la salariile respective, când îi spui cât poate câștiga, nu mai vine nici la concurs, își depune dosarul și când aude câți bani ia de acolo, este jalnic. Credeți-mă, și înainte cercetarea a fost plătită sau oameni care lucrau nu prea corespunzător. Vreau să vă spun că în apus, în țările dezvoltate, cercetătorii sunt mult, mult mai bine, de două, trei ori mai bine plătiți decât un administrator oarecare la stat care nu lucrează în cercetare, în același domeniu. Deci da, cercetarea nu este subvenționată suficient, cercetătorii au salarii mizerabile, o spun, fără să mă jenez, pentru că am scos în ultima vreme, ultimii 10 ani, de vreo 6-7 ori concursuri și nu vine aproape nimeni să se angajeze. Deci schimbul de mâine în domeniul pajiștilor lasă mult de dorit și ar trebui să cineva să ne bage în seamă și să ne dea să dea șanse oamenilor, cercetătorilor, tinerilor dornici să facă treabă în domeniul acesta extraordinar de frumos al pajiștilor, să aibă viitor și să se considere, cum să zic eu, satisfăcuți că au și din punct de vedere material este recompensat la nivelul eforturilor pe care le depun. Mulțumim, domnule doctor, mulțumim, dragi privitori dumneavoastră, care de fiecare dată ne urmăriți la Grea la tine acasă. Vom continua, ce să spunem, acest subiect este extraordinar de important și, într-adevăr, sunt foarte multe lucruri de analizat, de evaluat în acest context. Așa cum știți, noi avem ca motto, ce nu vezi clar obții rar. România, dacă nu știe să-și valorifice și să-și adune la aceeași masă aceste oportunități din punct de vedere al noii politici agricole comune și mai ales în contextul implementării Green Deal-ului sau al ecoschemelor. Sunt foarte multe de discutat pe acest subiect. Poate să piardă și acest tren. Poate să piardă și acest tren într-o Europa competitivă, într-o Europa în care lucrurile nu stau pe loc. Și așa cum spuneați și dumneavoastră, domnule doctor, un pic mai devreme, civilizația ierbii este un fenomen și reprezintă o mare oportunitate. Este o viață și o lume în mișcare. Așadar, de noi depinde, de noi toți, cei care suntem implicați și care analizăm și vrem binele muntelui și din acest punct de vedere. Din acest punct de vedere al tezaurului, numit iarba, iarba noastră de la munte. Mulțumesc mult, domnule doctor, mulțumesc, dragi privitori, așadar până săptămâna viitoare. Ținem aproape ca de fiecare dată aveți grijă de dumneavoastră, multă sănătate și pe curând, numai bine. Și dumneavoastră, bună ziua tuturor. Vă mulțumim.